S-a pronunțat sentința în dosarul unor traficanți de minore din Valea Jiului, reținuți în urmă cu un an și trimiși în judecată. Cei trei bărbați sunt acuzați că au racolat mai multe eleve pe care le-au silit apoi să se prostitueze. Metoda folosită de unul dintre indivizi consta în a le face pe minore să se îndrăgostească mai întâi de el, după care le obliga să se prostitueze. Teluș Frigescu, Grigore Nebunu și Peti Marius Gabriel vor avea nu doar de ispășit pedepsa privativă de libertate, ci și de achitat daune morale de 40.000 de lei către două minore exploatate. Instanța de judecată a decis condamnarea lui Teluș Frigescu de 61 de ani, fost prezentator TV, la închisoare 3 ani și jumătate pentru săvârșirea infracțiunilor de act sexual cu un minor, respectiv proxenetism. Grigore Nebunu, de 60 de ani, are de ispășit 4 ani de închisoare. Instanța a aplicat măsura educativă asistării zilnice pe o perioadă de 6 luni inculpatului Peti Marius Gabriel, aflat sub control judiciar pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de minori și pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu minori, a informat Tribunalul Hunedoara. Părțile vătămate sunt, conform procurorilor, minore din Lupeni cu vârste între 13 și 17 ani. Fetele erau șantajate de proxeneți ca să se prostitueze. Începând cu toamna anului 2014, inculpatul Peti Marius Gabriel, minor în vârstă de 17 ani, a recrutat două minore cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, eleve ale unor unități școlare de pe raza municipiilor Lupeni și Vulcani și care proveneau din familii dezorganizate în scopul exploatării sexuale. Inculpatul folosea metoda Loverboy, dezvoltând o dependență emoțională victimelor, iar ulterior le determina să practice prostituția, sumele de bani obținute de acestea fiind însușite de către acesta, a informat DIICOT. Inculpații le obligau pe victime să întrețină relații sexuale cu clienții într-o garsonieră, iar banii primiți astfel de minore erau apoi însușiți de cei trei proxeneți.